Și bunicii știu să se distreze la maxim, iar pe lângă voia bună pe care o creează, aceștia promovează și tradițiile naționale. La Fălești a fost organizată cea de-a 5-a ediție a festivalului Bunica și Bunelul Fest. Peste 500 de seniori din nordul Republicii Moldova s-au întrecut pentru titlul de Miss Bunica și Mister Bunelul Fest. Bunicii au înregistrat filmulețe video unde și-au etalat maestria de a găti și de a dansa. Am participat la un dans modern, se numește Macarena, și noi ne-am simțit ca tineri, ne-am adus aminte cum în tinerețe. Este foarte important ca noi să-i atragem vieștia în vârstă la fel de festivale, să vadă cât este de frumos, cât este de plăcut și primim o dispoziție foarte bună. Am venit la acest festival cu o expoziție de naiuri confecționate de mine și cu ansamblul Busuioc de la Casa de Cultură. Este un festival binevenit, vârsta ne face ca să mai întinerim, să ne mai aducem aminte de bunicii noștri, de părinții noștri și să păstrăm tradițiile care, cu păreri de rău, ele tot mai dispar. Mihai Grinciuc este conducătorul formației folclorice Doruleț din satul Călugăr, raionul Fălești. Bărbatul spune că păstrează și promovează arta populară în localitate și în toată țara. Am venit aici cu un colaj folcloric ce ține de formația folclorică Doruleț. Pe lângă asta, noi avem și expoziție de bucate tradiționale care se fac la noi în localitate și expoziție de covor și alte costuri, alte obiecte care țin de arta decorativă. Festivalul Bunica și Bunelul Fest vine să onoreze meritele și experiența de viață a persoanelor în etate și să promoveze îmbătrânirea activă. Festivalul Bunica și Bunelul Fest anul acesta se desfășoară timp de o săptămână. De luni până sâmbătă a fost partea online a festivalului și astăzi, practic, este ultima zi de festival, când vor avea loc totalizările săptămânii online. În cadrul săptămânii, de asemenea, au fost desfășurate diferite concursuri. Astăzi va fi inclusiv desemnat Bunica și Bunelul Fest. Totodată vor fi premiați participanții la toate concursurile care au avut loc pe parcursul săptămânii. Scopul principal acestui festival este de a trezi puțin la viață tradițiile noastre, de a trage atenție cât mai mare persoanelor etate, fiindcă în aceste momente țin mai grele pentru dumnealor, ei au nevoie de atenția noastră. Oamenii au gustat din bucatele tradiționale aduse la festival, au putut achiziționa obiecte de artizanat și să se încingă în hore. Din tradițiile care se moștenesc de neam în neam. Ei îmbătrânesc alături de noi și deci îmbătrânesc mai activ, mai vesel, cu zâmbet pe buză. Ei se simt important și noi ne simțim mai fericiți alături de ei. Sunt foarte bucuroasă că nu stăm acasă să ne gândim la bătrâneță. Ieșim, ne petreșim, suntem veseli, dansăm, suntem luați în seamă că suntem foarte activi. Festivalul este frumos, este o atmosferă minunată, am venit împreună cu copiii și familia să le arătăm cât este de important să ne integrăm cu bunicii noștri, cu vârstnici, că noi toți o să ajungem să fim vârstnici și important să avem o atitudine respectuoasă de integrare și de dragoste față de bunicii noștri și de cei vârstnici. Ediția a 5-a festivalului Bunica și Bunelul Fest a fost organizată de către Consiliul Raional Fălești, în parteneriat cu Asociația Obștească CASMED, Rețeaua Națională a Seniorilor Activi, cu sprijinul financiar al USAID Moldova și Crucea Roșie Elvețiană.